Aici e zona faină, uite, vezi ce frumos este. Aici e zona frumoasă. Are domnul Câmpeanu, are zona frumoasă aici. Sunt acolo în sus, te duci numai pășune. Cucuruz, după aia le punem pânul. Da, de ce aveți separat berbeci de... Păi i-am ales dintre ei cu oile zeapa ta. Acum, nu-i prin se țințin, că oile acum au început să atingi, eu vă dau 3 zile. Serios? Da, avem toate cu 5, bă, 5 bucăți. Bă, da, aveți berbeci. Da. Berbeci avem, berbeci bun, da. Berbeci scoache, cu origine. Mamă, dar ce, da, ce viață duc ei aici. Da, duc viață bună. Le-am dat cucuruz dimineață, acum le-am dat pânul. După masă le punem iară pân și cucuruz după amunci. După aia le dăm cucuruz la discreție. Cât vrei o să mănânce, până rămân, știi? Și la uite așa, după ce se învață. Și la oi? Tot așa, tot așa. Dar încet, încet trebuie să stăsuim porția. Începem de la câteva grame până la un kilogram. Da, acum am ajuns. Acum am ajuns la un kilogram. Da. Și după aia le pe zi cât trebuie normal. Eu aș zice că suficient, cam un kilogram, aia ar fi normal, știi? Dar mâncă mai mult. Da, tu mai mult. Ai mai fost la domnul Ioan Câmpeanu aici? Eu am mai fost pe sezon la Fătări, aminte. Numai la Fătări vii? Da. Și o să zicem asta că am un picior. Nu te duce la oi, că nu o să... Tu îmi plac, dacă mi-ar place n-ar fi aici. Dar la domnul Câmpeanu. Mi-s dragi, că eu mi-e copil mic, știi, te la oi. Tot aici la domnul Câmpeanu? Nevasta, vinghele, zice, cât a mine. Dar și tu ai? Da, am câteva case, nu multe. Le vând și când mă duc univa și văd, dacă nu duc o oaia, ca să zici că-s becheac. În târguri? Da, acasă sau la un prieten. Dă-mi una să am, zic, gata, nu mai trebuie, zic, pe moment zic că nu mai trebuie. Aia dacă îmi văd aici, iar îmi trebuie. Că asta și cum e? Îți ca acum, e tineret om cu drogurile sau cu alte, știi? Înțelegeți? Sunt dragi, da. Trebuie să fii și dragi animalele. Nu mai am văzut, da. Adică sunt, am mai fost. Nu, am și eu 45, ai, am văzut, sunt eu mai micuț, dar... Eu am 39, dar rar am mai văzut pe cineva și să vorbească cu așa dragoste. Am mai văzut de ăștia mincinoși, da. Care nu, zice... Nu mă înțelege greșit, sunt oameni unii, 20 de ani, 25, tot te auzi, că știu povești poate din auzite, știi? Da, da. Și apoi când îi auzi, după două zile fug de la oi. Zic, bă, no, zic, păi bine că mi-ai povestit. Și eu, e foarte greu să știi. No, e foarte greu, am zis, hai să-l ajut pe domnul Câmpeanu, că sunt multe și e cam greu cu oameni. Dar câte aveți toate acum, cu tot cu berbeci? Nu numai domnul Câmpeanu, poate să știi așa exact, oricum are piste 1000 și trebuie să aibă. Eu așa zic că piste 1000 are. Exact să le număr de când sunt eu aici, că eu sunt numai cam de o lună și 3 săptămâni. Deci oaie de oaie, cam nouă, să știm totalul, atât e. Dar aveți, da. Sunt momente când le numărați, ca să știți cât aveți? Păi da, le mai numărăm cu... Le numărați, nu? Da, mai trebuie numărați. Dar tu vezi acum... că și în ajunul Crăciunului trebuie să fie aici la el. Păi trebuie să fie, n-ai ce faci. Eu numai de la sar m-am pus o țâră la rând, m-am barbirit, m-am spălat un pic. Asta e, am mai avem un băie mai tânăr, s-a dus băiatul o cască. E mai tânăr ca mea, îți lasă că stau că de 4-5 ani, fac, stau eu cu taică-s-o, știi? N-avem ce face. De ajuns de Crăciun aici, trebuie să fie aici, este, nu știu că e duminică, că e ăsta... Și mâine veniți de Crăciun. Cum să nu? Cum? Și mâine de Crăciun. Da, da, tătă ziua, acum. A, da. Dacă te lasă domnul Câmpeanu, nu vii cu mine până la oile sus acolo. Dacă zice, da, cum să nu? Vorbiți cu el și... Da, zi-mi povestea ta. Da. Ai avut mai multe sau doar așa? Am avut așa, eu de copil mic, spun drept, eu când eram copil fugeam de la școală. Deci mi-a intrat în sânge așa oile, știi, și zice femeia mea, bună ți-ar și am școala mai mă, tu? Asta e, dacă n-am fost, am o copilă, e de 15 ani, la liceu agricol la Bistrița. Și învață foarte bine, e din nota 10, tot primea, că primarul de la Bistrița i-a dat premiu. Foarte bine, felicitări, vezi? Bianca Grozabă îl cheamă, dacă poți chiar scăta pe Facebook. Înseamnă că ești mândru, bucuros. Da, și-s foarte mândru, știi? Foarte bine. Am zis tu, foarte bine că eu, știi, tot nu, de copil mic, am fost frați mai mulți. Tot asta. Dar îmi place, că dacă nu mi-ar place, am zis și domnul Câmpeanu, mă duc undeva cu ziua și... Mi-e da, drag în ele. Afară de aici ce muncești? Muncești, nu? Am muncit prin construcții, la mașina asta de tincuit, băgam material, dar... Zice băiatul ăla, când mergem așa cu el cu mașina, că am făcut batra de ornită, chiar nu avea comis. Zice că ta mine,
Mă, tu cu ție stă capul mă pe sus, mă, te uiți, mă, și tu nu stă, și tu numai pe dealul te uiți după voi. Dacă azi cu asta am crescut, știi? Bă, am văzut la cineva acum ce au vândut oile. Da. Au dat, cred că, 11 oi pe un vaș de ăstea Angus, Black da, Angus. Da, da, și pe la Budacu și jos, știu, pe soare care păi au vândut. Exact, la Albin. La Albinuț, la Albinuț. Eu zic Simionești de loc, Budacu de jos. Eu de la Albin vin de jumătate de oră. Da. La Albin am fost acum jumătate de oră. Pentru oameni, știu eu, să chinui bietul. Dar o zis, mă, că nu mai face. Da. N-ai timp, nu ai, că și aici, uite, tu dacă nu, ai. Ești. Știi cum e, vac, o, asta nu poți lăsa singură pe deal, trebuie să stai lângă ea noaptea. Vaca o mai incis într-un curent, îi pui un fir, mai stă că e animal mai mare. Asta vine lupul, vine ursul, tătă noaptea, îmi lăcânie, ce eu uiță de asta? Că au pus gură pe ea, au trângit-o, au omorât-o și ce ar dacă nu o duce? Și este. Na. Da, cât? Ba, și foarte multă lume s-a lăsat că alea le duce, deci pe timp de vară, le duce în curent, undeva le închie și zice că e mai ușor la om. Într-adevăr că e mai ușor, că nu, mai ușor, mai ușor, că dar la aia se trebuie să și zâge, dacă nu le știi rândurile, mai ales am cu fătările și le-ai lăsat. Asta e cea mai grea perioadă a anului? Da, fătările, fătările. Asta e cam aia când dau fătările. Da, când încep că să fată, fete... Fată cu doi și dacă fată multe să-mi iei una de la altul să-și le iau, altele să mai împuțesc, știi? Da, chiar, și dacă nu le ia, ce face? Tu cum știi dacă cu ei? Acum te întreb că nu... Păi știi că te uiți pe mama și uiți, nu, cam când ăsta trebuie să știi că la fătări cam avem făcut e box, să le băgăm în box, care își lasă în ei, le lasă mai multe la o altă. A, până la urmă poate vine și și ea, nu? Da, și le e. Dar însă oaie care sunt miorele, care sunt mai tinere, la prima fătare le lasă și-au plecat. Și trebuie să te uiți. Oarecare, trebuie să le și cunoști, nu numai că... Ei te noi pe se berbec și ești așa oarecare. Bă, da, o zis unul cândva, că băi, eu îți spun și berbec, îți spun și mielul ăsta, și da, pământul ăsta, și ăla lant. Da. Și tu le știi așa? Și eu recunosc, foarte bine așa. Foarte bine. Nu mai, mă, tinere nu mai vine, am văzut. Tinere nu mai vine. Nu, nu, că și eu am venit de aia ajută, bă, am mai fost așa pe fătări. Dar mi-e foarte greu acasă când e vasta. Mi-e să plâng opcica dintr-o ui cu pâine. Și-o rup colona. La Cluj aia a fost, avem mult mai mult, avem patru vași și un cal acasă, la Simionești. Și o căzut de pe grindă și s-a rupt coloana, jos eram la o înainte de sărbătorile de iarnă, zice că mă sună un cumnat de meu, s-o cruie la Becheac. Hai acasă, că o să-ți faci ei bai. Eu am zis, nu e socru, bai, ce bai să fie. Eu m-am dus amenșură jos, câinile, aveam un câine legat acolo la pâic, așa un pâic cum e grind, dar de 6 metri înălțime, ca cum ar și asta. Cum a fost până piste, ea nu mai pus scara, piciorul pe scara. Și-o căzut și-o rupt colona. Și-o revenit? Ne-am dus pe tăchi și-o revenit și merge și lucră la leoni. A, de ce bine? Deschis leoni, da. Asta e important, da, că și-o revenit. E bine, și-o revenit. Și atunci aș zis, n-am mai ăsta, singur mi-e foarte greu. Otilajă, nu, pământ, nu, că eu vin acolo, eu deloc îți zic pe someș. Dar de ce nu e aici? Să muncești la domnul Câmpean. Uite ce condiții. Dar n-are și nici să-ți fac acasă. Când stai aici, acasă nu-ți faci nimeni. Nu. Ați venit acum, no, stăm aici, nici să-l ajutăm, că n-avem ce face. Asta ce, mă? Asta e oiță, că am făcut-o noi cu roșu, așa am făcut-o. Dar ce rasă e asta? E, asta e o cinată, așa zicem noi, oacheșă. Oacheșă? Da. Dar ce? Spune-mi și mie rasele de oaie, să le înțeleg și eu. Da. Le știi de cum se numește și de unde sunt, ce zone sunt. De exemplu, Oacheșa, păi da? Păi asta îi zice Bălă de Bistrița, astea sunt... Deci partea noastră eu publicam să... Deci bălele sunt... Da. Asta e alu om pretingeam eu. Alu domnul, știi? Deci bălele sunt din Bistrița. Da. Așa se zice, Bălă de Bistrița. După aia, altă rasă care mai este? Păi sunt, bă, sunt felul de... Sunt de la... Hațe, glezi și alea cu capul negru, alții zice că de petroșani, de alea de petroșani, cum au avut băiatul de la Budacu și jos. No, el a avut numai o rasă. Dar eu zic că hăl mai bine și hăl mai bine să ține rasa asta bălă. La noi, în zonă. Da, da, eu zic că bălă. Deci, eu așa zic că... No, nu știu, hai să sui mai ușor, ui mai de munte, hai să-ți mai... No. Hai să mărg la munte, că hai să și bălăle pot să margă. Dar voi n-aveți treabă cu muntele, nu că aveți aici un... Bă, dar ce... Dormă? Fac și ele pauză, dorm? Păi am mult, după ce e gata de mâncat, am unde ne-am pus cam de o oră, după ce e gata de mâncat, ei se pun să odiniesc până după masă, acolo la 5. Era vreo 5, 4, 5, ne mai punem încă câte un balon de fân, mănâncă iarăși și le trebuie apă, să le punem apă în troce. Trebuie și apă, nu, ca... Apă să nu se gate apa.
Deci aici ai berbeci, nu? Și dincolo? Da, ca noi, că degeaba le punem noi fânul să mănânce aici ce... iasele și nu, le, și nu ne dăm apă. Și noi, dacă nu, mai poți mânca. Nu mai poți mânca. Uite mă ce frumos sunt. Da. Ăsta ce rase? Mamă, cum sunt, tu vezi cum sunt? Exemplare frumoase. Ăsta are 100 de chile, mă. Ăla are 100 de chile, ăla e altă rasă. Nu, de ce? Ghimbăle, e altă. Da. Și aici dar toți nu, sunt nu, nu l-am dat la munte. Ăla nu m-am dat. Deci nu am mutat bărle, nu l-am dat, nu. Și atunci pentru ce îl ții, de exemplar, de frumusețe? L-a adus așa, nu știu cum. La munte nu l-am, poate l-a mai dat anii trecuți. Bă, dar porumbul tot aici îl puneți în iezle? Porumbul avem troși, așa, trăut, avem troșile astea, mai avem aici și mai avem și afară, mai sclobozim, în două. Și aici ce aveți? Și la astea, astea soile care trebuie să pete acum. Zista, hai să mă atâmpte moment, avem patate acolo pe partea aia votrii, dacă mă duc și acolo și vi le arăt. Eu zic să nu merg acolo. Aici putem. Da. Aici ce ții, mă? Ce le ții? Aici am eu scoi apă, cu calul vinit, că n-am obișnuit să grijească acasă. Mă să luăm găpeanul de care vă zic cucuruz, are plicernă. Așa. Dar de unde știi că trebuie să fete de le-ai adus așa? Le-am cătat la puci. Am gătat la puște cătate. Avem culori, intre pe culori și vezi care cum să le cătăm. Dar fug de noi că mă știe pe mine că sunt străin sau? Nu, vine ele așa că le poate le sunt pe alea la te că mărg în culori. Mărg la cucuruză, le-am dat cucuruză. Ce mi-au reales acolo. Dar vine înapoi, uile, nu. Unde sunt ele afătate? Hai că nu pot spui numai pe ele. Ce? Poți să vii să le vezi pe ele. Mă, da. Le arăt. Și... Tu îți dai seama când sunt, când fată toate, câte aveți de fătate? Da, păi numai acum au început de ieri. Da? Da, mai avem grajul la două. Vă duc și vă arăt și berbecuță, grajul mare. Asta e din de azi noapte. Dimineața de la 5. Uitați, de la 5. Ce frumos e. Uitați. Dimineața. Lasă-mă să filmez și cu asta. Da. Mă, da, tu dimineața. Trebuie să stați de non-stop lângă ele. Aici știi și le băgăm mai tare în boxă. Că trec o aia ca tată să doadă să sugă mielul. Să sugă mielul pe oaie și dacă nu putem să fugi printre tătă turba să prinzi o oaie. Că nu e bine să le dă, știți, bugării. Trebuie să le lești oile pe treaba bună. Și boxele le facem de treaba asta, că o zi, el e micuț, el o zi două nu suge de tot. Și mai trebuie mult să oie, că de nu știi, se poate strica, se poate alte probleme. Câte și în el lui mai... No. Uita și când fată 50-100 ce face? Sunt când fată 100 într-o zi? Sunt când își dau drumul, mai tare acum își dau drumul, fată, se poate fata cum îți multe și 100 într-o zi. Dar nu ai probleme și le ia, în principiu, da, dacă da. Știi nu e problemă. Nu, dacă știi nu e problemă. Mă trebuie să fii tot între ele, tot între ele. Cu zâcă noapte, când fată. Cu zâcă noapte. Da, sunt mulți la care o fată de o lună și ceva, mă. Sunt, dar nu-i o ales domn Căpeanu Berbeș și sunt cam prea iute să fete, știi? Mă, fiecare știe. Am un prieten la Buduș, are oi de aici, le-au cumpărat de la domn Căpeanu. Să se fete, e fata din... De două luni erau mici. Da, normal când e bine. Ea nu are febră. Eu așa zic, ea nu are febră. Asta e... Asta ca dacă vrei să le mai muști pe vară, să dai. Dacă ia asta 5 luni, 4 luni, 5 luni sta aici pe șosul de miel, când ia asta mai iarbă, lapte... Nu, cum își de bucă nu mai mulce. Mă trebuie și un pic de lapte vara, nu numai că mielul. Dar voi mulce, nu? Da, mă mulți așa zvara. Bă, ce drage sunt, văd cum îl ții în brațe. Uite, o, uite mă, fii atent la oaie, mă, cum vine la el, mă. Vrei, uitați-vă, nu se lasă. Bă, e prima oară când văd așa mie mici, serios. Oile sunt foarte bune. Am zis să vă arăt. Sunt să faine. Dar puteți să fumați pulpa, vezi, viețăța asta trebuie mulsă. Dar le mulci? Da, trebuie mulsă. Vezi, o, ați văzut cum e. Deci el a sunt acum numai de o țâță chisătul micuț. Știi? Și viețăța asta trebuie mulsă o aia. Dar de acum încolo cât... cât păi 3-4 zile poate că e oaia bună de lapte. Ăsta mulge, ăsta... El nu poate suge acum, da, voi abia așa un litru, ăsta va suge o lună, două, nu? Da. Păi cât vrea să iasă, domnul Găbeanu, cât vrea să iasă. Mamă, și ce frumos, mă. Mielul suge și 3 luni, și 4 luni, și...
Dar e indicat cum e, mă, să fie unul sau doi? E mai bine cu unul. Unul și bun. Unul, e mai bine. Când-s doi, e fata mai micuț, eu zic că e unul. Am o cum dat Dumnezeu, că nu putem să zicem noi, așez numai unul sau... Ce vrei, să o mulci, mă? Mulgem, da, o țără. Trebuie să o mulgem, o țără. Da, de ce? Să nu... Se întâmplă, se poate strica ugerul? Se poate strica, da. Dacă, deci, țâță și nu o suge mielul, nu o suge mielul, se poate oia strica. Că el o suge tăie țâța aia care e mai goală, nu de aia plină, care e mai coșită cu lapte, care e mai plină de lapte. Corect. Da. Și depinde de aia le facem boxele, că altfel ne-am lăsat libere pește care e de capul lor pe aici, da? Ele iau, trebuie ca tati, trebuie... Mă, da, nu ai cum să faci o mie de boxe aici. Păi, aia să le scoatem afară pisteia asta și le facem separat. Am apucat să zicem de nu. Da, da, aveți și dincolo. Da, avem și dragi din dincolo, avem unele băga, avem. Nu-i problemă de aia, avem. Da, fără porumb oaia să face. Da, uite, de exemplu, am fost la Colibița și era o porumb acolo, știi? Nu, dar eu zic că dacă ea este bine așa, e mai bine cu cucuruz. O zis că noi avem fân bun. Să țin oile tot bine, pot să aibă, dar pare cu cucuruz nu se fac nici mie așa buni. Nu? Și cucuruzul cu cheltuială. No, anul ăsta a fost mai ieftin, dar când e scum, cucuruzul și tot așa le-am dat să mănânce. Deci și în ăștia la alți ai, când am mai fost. Trebuie să le dai, nu, că dacă nu le dai... Mă, eu... Nici ele nu... Noi așteptăm așa numai să... Dar unde e berbecuția la? Ce ai spus? În grajul din polul. Mai că închid aici. Frumoasă exemplare, mă. Serios. Domnul Ioan, dar de ce le-a separat în trei locuri? Păi le-am separat în mai multe. Să le putem înui, să le putem da porumb, să le dăm lotreță. Erau prea multe într-un loc. Erau prea multe, că vezi că-s pistă mie, multe. Să împing, să mai bat la bucate, să le putem să... La Arciud mai aveți ceva, nu? Acum nu. Dacă îngheață și tocă porumbul, mai ducem o turmă de sterpe care nu fată încă. Mama, dacă acolo zi... aveți cât 50 de hectare de porumb? Porumb, mult acolo. Mai le ducem la tocătură, le dăm porumb, le dăm fân, că avem acolo fân. Avem fân. Avem fân, avem că acum acolo ca să le dai să mânce. Mai asta mâncare să... pe hotar. Bă, da, acum le dai fân și fată, trebuie să le dai... Da, păi oprim să fete. Am ales aici care au făcut pulci. După sărbători mai alegem o tură care au pulcile mai mari. Să pregătesc de fătat. Le dăm porție mai mare de porumb. Să se pregătite, să aibă lapte la miei. Dar miei cam când îi dați? Păi depinde cum sunt paștile, depinde cum... Mere treaba că îi duce la export, îi mai da domnul Câmpianu la Dumitru, acolo îi duce, nu știu, îi duce la export, când avea, îi duce la pini încolo. Bă, dar oi frumoase aveți, bă. Păi frumoase. Bă, dar auzi, am văzut acolo un berbec, ăla de 100 de chile, și-a spus da, Radu că nu-i duceți la muntă, de ce? Nu l-am lăsat la muntă, că elea face munta care... Acum nu mai am băgat de ea. Am avut că alegeam ce nu ne plăceau și băgam cu ea verzi și pitul de da la motor. Că da? E mai grei la carne. Aha. Da, da, numai pitul carne, nu de ținut. Ea numai pitul carne, pitul sport, pitul... Că e mai grei. Diferă la un el se cu 10 kg. Atât de mare diferență. Pare, ăla are până în 150-180 de kg. Că le ținut bine. Se diferă la greutate. Da, domnul Radu a fost cu mine când am fost și am filmat berbeci. Da, domnul Radu a fost acolo. E aici Radu, nu? Da, da, e aici. O zici că voi? E venit acum, e o lună și el aici la voi. O zici că voi dăm acum bucate. Păi da, le dăm. Și după aia dăm porumb la discreție. Păi le dăm, după aia punem într-o troacă să mănânce cum vreau ele. Le punem să mănânce cum vreau ele. Așa cum, uite, ne-am dat porumb. Acolo am mâncat porumbul, aici le-am pus, uite, fân sus. Mănânce, că nu mi-au ce mâncat pe otar, trebuie să le dai. Ca să fie bune, trebuie să le întreții, să le grijești. Hai să vedem oile lui domnul Radu, aici. Radule, dale să vină!
Unde mergem? Aici la Radu? Mergem pe drumul și vin aici, ne băgăm într-un garaful. Aici. Bă, vezi, ai ajunul Crăciunului și tu tot aici. Păi, aici. Simți așa o chestie, o nostalgie. Aici una într-una. Hă? Aici una într-una, cum zice neamțul, una într-una. La animale trebuie mâncare aici. Nu e că e sărbătoare, aceștia trebuie îngrijite. Mai ne perindăm, s-au mai dus băieții. A, nu, a lăsat să meargă tineretul. Ce-o pleca băiatul una în Germania? Nu-i plecat în Germania, că-i plecat acasă, pe la colindați, cu sărbătorile, pe la fete, ca fișorii. Aici câte aveți? Pe nu le-a numărat, dar sunt. Acolo 400-500 de trece. Le-am împărțit așa la voi, nu l-am numărat. Dar și aici sus ai? Da, aici nu e, aici nu ne dau de mâncare, să ai la altă turmă mai sus. Avem o turmă acolo foarte frânt. Am mâncat fânul și bucațele și băcuri. Bă, dar nu vine lupi, urși aici? Vin. Lup umblă tare acum. Ce-o lua vreuna? Nu. Nu, că am mai legat niște câmpii lângă ele, pe aici. Până merem noi de mâncăm. Până merem de mâncăm, de vinim înapoi la ele. Ne avem de lucru pe acolo, ne uităm aici, am mai legat niște câmpii. Câți ani de ciobănie ai în Chiașule? Serios. Eu de copil micuț. E când a fost așa de... Copil micuț pe clasa a patra, m-a dus tata la oi și de la oi am fost un dus. Te să ajut în coșe încolo și am îndrăgit oile și de la oi am fost. Acum când ți-i dragi în orice perioadă, dar iarna e mai greu decât vara în Chiașule, când faci acum. În pătării e mai greu. Trebuie să te ocupi de ele, trebuie să stai, să pleci la miei, trebuie să știe oamenii ca să poți serios, ca să poți să pleci miei. Da? E mai greu cu oamenii, că nu prea găsești acum. Nu, am mai găsit un om, doi care vin, mi-e mai ajută, dar nu stau mult. Oamenii ăștia vin, stau până în primăvară și pleacă. Adevărat. Auzi, în Chiașul, încetul cu încetul, eu zic că se restrânge și nu o să mai fie atât de mult de muncă în România și vor sta dacă le place. Ia, păi știi cum e? În lumea de astăzi, tineretul e distrus. Nu li-ți medrage animalele. Pe mă, în Chiașele, chiar dumitale ai spus că de mic, dacă nu ți-ți dragi de mici. Bună. Degeaba mereu numai pentru bani și nu-ți dragi animalele, că n-ai făcut nimic. Dacă nu mergi din dragoste la animale, n-ai făcut nimic. Păi eu te văd pe dumitale, uite, suntem în 24 decembrie și ți-ți dragi așa să vii să le dai porumb. Cu fiecare zi am fost, păi le dau porumb, le dau fân, mă duc cu ele, le grijesc. Una într-una asta, meseria, am avut tot timpul. Da, și dormiți lângă ele? Păi cum? Acolo dormiți în... Căsuri. Uite, acolo noi am un comarnic, acolo am un strung de sus. Uite, acolo noi sus, sunt tufile alea, acolo noi. Acolo le dăm drumul la fân, acolo le punem bucațile. Aici aducem astea la alte, la asta e vane. Uite, nu se vede strunga unii, acolo noi sus, uite. Când le mulgeți vara aici, le țineți în zona asta sau la alchiu? Aici am ținut mai mult, că din cauza oamenilor aici vine mașina după brânză, după lapte, mai băga lapte la tanc. Băga și la tanc? Da, băga lapte la tanc. Oricum, domnul Câmpean are frumos făcut, are organizare. Păi are migrajul ăsta nou, e grajul bun, are tancul acolo și acum ai tancul în graj. Păi vara băga la tanc, că brânza vezi în timp de vara, nu se trecea să o vinzi la piață tătă brânza, pui merai. Aveai câțiva clenți, dar nu aveai să o dai tătă la hurtă. Da, ați mers și în piață cu ea? Păi nu știu, m-ai dus, poate domnul Câmpianu, pe la omindea lui, dar mai mult o băga lapte. Hai să mergem, mai mult lapte. Aici vin. Aici vin? Da. În Chiașe, dar aici nu mai au ce să mai mănânci, gata, nimic. Nu mai au, trebuie să le dăm mâncare. A, păi, fânul vi l-ați făcut sau l-ați cumpărat? Nu, l-au făcut oameni. A, deci au avut oameni. Da, a fost un tractorist, mi-a mers băiatul meu, m-a ajutat pe tractor. A ajutat, că e drag la băiat pe tractor, mai are la costă. Domnul Chiașule, ce feciori ai văzut din tare să nu-i drage fiarele, cum se zice? Păi, auzi, lui-ți mi-a drag fiarele ca oile. Ca tractorile. El a făcut tot fânul, dacă vă crezi, uite, mai mult aici la domnul Câmpian și la mine acasă, el a făcut tot fânul. I-ai luat vreun utilaj, că dar și dumitale ai putere. Păi, avem și noi luat tractorul nostru, dar e a noastră de asta România. Și tăte un telaj ne avem după el. Tăte un telaj ne avem după el. Luați așa noastră, fără lui domnul Câmpian. Hai, domnul Radu! Seamănă să vie înainte, seamănă! Hai, hai! Așa le chem? Seamănă să vie la mână! Haide, hai! Fă-le să vină acasă! Da, acum ce le dați? Fân! Le dăm fân! Aici ne merg mai înainte, vă arătăm unde le dăm fânul. Avem și radio fân aici, ne?
avem și râne de fân aici unde le dăm. Ca să am făcut și aici să nu tărcărăm cu tractorul de jos sus. Chiar și la 1000 de câți baloți? Cât fân? Păi depinde. Nu trebuie să consumă o oaie bună, o oaie normală pe an. Un balot, doi? Păi dăm câte doi baloți, câte unul, depinde și cât erau în efectiv, după cum ne împărțeam. Acum ne-am pus câte un balot ca să nu calcem cioare, să-l mănânce. Corect. Că mâncă bucate și nu mâncă fân așa de mult că mâncă porumb. Mâncă mai puțin fân. Păi dacă le dați și porumb, vă dați seama că ele se sapă. Le dăm câte un kil de porumb când nu. Un kil? Mâncă un kil pe cap de oaie. Chiar și le da. Cât sunteți, doi sau trei? Acum suntem patru. Era domnul cu vesta de lână care am filmat înăuntru, unde este? E numai Radu aici și el alți, acum suntem astăzi numai doi, că e sărbătoare, e Crăciunul, duși acasă ăștia la alți. Și mai rămas numai mai puțin, puște de acolo. Suntem rămas numai doi. Haide, de aia mai mult, mai puțin la muncă. Haide, hai. Cuște de acolo, am zis. Haide, hai. Haide, hai. Se sperie de mine, în cheașule. Atâta animalul ăsta, nu mai mult, să mai sperie. Aici nu se nerește, aici am ei, că domnul nu are așa mușcă, n-a că... Ați ținut și dumneavoastră mulți? Ați ținut. Ați ținut că noi de la voi ca să trăim. Corect, corect. Noi ați ținut că mai vinzi o oaie, mai vinzi mai multe, așa cum am mai vândut, că mi-am cumpărat o casă la un băiat. Felicitări! Deci se poate să trăiești din noi, dacă păi vrei. Păi din ăștia am trăit. Toată viața eu de la ele mi-am făcut. Nu am avut alt serviciu, numai oile. Dar v-au ajutat și familia, copiii. Pe cum? Copiii tăți, am ei băieți, am trei băieți, tăți vin ajută. Merg, mai merg și în străinătate, că acum sunt mari, dar m-au ajutat de micuți. Când am foi-o cu piciorul rupt, băiatul a mers să stau cu oile acolo. Cu arciul acolo la Costiș, nu mi-ați venit dumneavoastră în ăsta la deal, acolo stau băiatul până m-am făcut eu bine, ne-am putut vine aici. Aici doarme cineva? Da. Radu. Radu? Eu din sus, acolo. Hai, domnul Radu, hai! Trăiți, vă ajunge mai cap, mai înapoi am rămas un pic. Bă, ai zis că vii să-mi arăți berbeci, bă, acolo. Vi arăt? Cum să nu-mi arăt? Bă, dar ce, ce fain e, bă, când merg ele așa, mă, a? E, mă, ne-a pus sfân, dimineața mâncat cu gruzul, le-a dat apă. Mănâncă pe sară, le mai dăm și ceva, le mai pune. O zis domnul Câmpeanu că vrea să facă camere acolo jos, bă, poți să te muți aici. Pam. Dacă a, da. Și mai avem camera aici, avem rulotă. Aveți, sunt, avem, condiții, da. Sunt. Da, sunt. Uite, noi acolo avem unde ținem bucatele, da. Mii la magazie, la uscat. Avem acolo, acolo cruz, cu cruz avem mult foarte. Bă, dar voi încă n-ați cules, bă. Mai avem încă o grămadă. O cheașă de acolo în Arhiu, dar ați cules, nu? Nu. Mamă, uite, cât e acolo. Păi la Arhiu, de aici... Poftim? Râtul de astea, uite, până cât trece acasă, nu, domnul Câmpeanu, plinge de malaie. Să poată să ieși sănătoasă, că le... Aștia mâncă porumb. Apa de unde o aduceți în cheașul aici? Din cădere sau aveți? Vine, uite, din la lacuri. Din cădere, este din cădere. Din cădere, la grajul meu, la rubinet, dăm drumul la furtun. Ca să nu ai de cărat, că nu poți căra atâta apă la atâta animal. Bă, tare ușurință am cu firul de curent. E tare ușurință că nu mai care atât de porți în spate, că mereu porțile grele. Ăsta e firul de curent? Nu mai închis, le dă drumul la aparat și ele stau în fir. Și... Deci aici bun. Avem făcut fânul pregătit pe praile ca să nu cărăm de jos. Aici dăm flăștea, alea altea, de acolo de jos dăm alea. Dar unde mai aveți? Mai sus mai aveți? Mai avem, dar uite acolo mii mai sus. Dimineața am dormit cu Crăciun, tractoristul, nu, l-am lăsat că am zis că... Radule, eu tu să le învăț un pic înapoi să vină unde am mâncat fânul. L-am lăsat că e prima zi de Crăciun, las când ne discutăm, mi-au băgat fân, ia sare. Mi-au adus baloții dinainte la graș, ca să avem. Că noi nu suntem cu tractorul. Cu calul, că de atâta... Porumbul l-am dus cu calul, că de poate merge și calul, că... Am la cal, la cal vă pricepeți, vă place. Da. Păi cu cai am umblat de mic copil, dar la tractorul nu m-am suit niciodată. Nu? Zice copilul, suite, întâi cu nebună la un pic. Nu, băi, da, mi-e ferește. De-al domnul Ion, el din tractorist. Acum la toți feciorii le place. Am o stigeri, lor le place să suie pe o tilajă, pe... Cât curent merge prin astea, 12?
aparatul, hai de-l mai aproape, aparatul solar? Solar. Bă, dar cum? De ce e legat câinele ăla? Ăla e mai rău? Nu, e mai legat, că mai umblă lupul și-a pe până în jos, mai latră fugă. Bă, dar urși vin? Vin, pe acolo îi trăceau. Sunt urși pe aici? Sunt urși până în lumea. Acum, acum sunt bucatele, nu te care, e de greu. Acum te cu placă solară. Îi dai drumul acum? Da, și acum îi dăm drumul și el își face datoria. Și aici le ții mereu de acum încolo? În fiecare zi. Ești până la mănâncă. Mănâncă și lumea băgă și pe Saivan. Că nu băgăm în Saivan, acolo e noaptea. Azi noapte fost pe Saivan, nu lontru. A, deci când ninge le bași pe Saivan. Da, uite, la altă vreme, uite, uite. Azi sunt partea aia acolo sus. Pe ea. Ne-am dat până aici dimineață. Și ăla stă acolo tot cu în curent sau nu? Tot așa, aici, din partea asta. Dar acum sunt la liber, nu? Sunt libere. Aici când e mai cald, stai că vă arășesc stâna asta, nu știu, nu știu cum mi-am așa. Comarnicul îi zice. Comarnicul îi zice la stâna. Da, da, ăsta îi stâna că e comarnic. Pa, comarnic, că mă de-aia pute-o mimișeie. Uitați-vă, ăsta când e mai cald, când e ăsta ne audim aici, avem țol. Da, moncheașile, dar uite-te că, de ce n-ai făcut acolo să nu-ți vină aer? Acolo, cum l-am tras după ăsta, s-a dereglat un pic, s-a cum l-am tras după tractorul pe tipul de. Bă, da, chiar poți să dormi și nu ți-e frig, nimic. Acum avem plapumă, aici ne avem cetare. Nu. Dar aici numai că... Unde ai văzut ciobasă geață? Nu îngeță. Ciobasă nu doarme că nu geață. Când e mai frig, friguri mari, avem acolo în jos condiții, știi? Aici numai așa când e vremea mai moleș, mai... Bă, da, ai prins să mergeți în tranșumanță, să dormiți pe zăpadă, nu ați prins de astea voi, cum povesteau ăștia. Eu am fost. Ați fost? Am venit de la Luduș, când a fost voile lui domnul Căpeanu acolo la Luduș. A fost, o mâncau tăiețăi, bucate, fân, am venit la drum. Am venit. Da? Da. De curat este curat, dar e cum îi zice, e vântul, bate vântul pe acolo. Pe cât tot mai are aer. Mai ai aer și nu dorm, că ceva nu, dacă zice că dacă dorme și în căldură, le somn și iar nu-i bine. A, deci nu ți-e frig. Nu, nu. Că dacă ți-e frig, dar te-ai bolnavit, n-ai mai putea lucra și n-ai mai... Vezi ce înseamnă dragostea de oi? Da. Dormi oriunde. Altcineva și iar stai. Nevasta când vine aici și se uită prin găpenul, vai bă, o să zice, să duci și fuge și la ele, zice, mă lasă, nu, hai, zice, mai am de povestit. Vii să-mi arăți și berbecii din da, jos, cum să nu, da, îl lași un cheaș și vezi să vină? Da, cum să și nu, după nu mă duc după aia alte să le fac înapoi, le fac să vină înapoi, că nu e la mele. Și mă, tu n-ai putut alege o meserie mai bună, dacă ți-e dragă. Dar eu am întrebat-o, că de ce s-o la vorba ciobană? O venit într-o sală la mine, că mi s-a stricat telefonul, că n-a scăpat în apă. Mi s-a stricat telefonul și l-am trimis acasă. Și mi l-a făcut, când a venit, mi-a dus telefonul, zice, domnul Catu, și-a cunoscut-o prima dată. De ce ți-ai lă? L-am ea, dar după ce s-a surat, n-am mai vrut să-l mai lăs, o zis. Să mai margă lui, păi dacă ți-e drag, ești, nu. Adevărul ăsta este. Și la câinile ăsta, dacă e drag, îți dorme în zăpadă, știi? Dar de ce nu pui un pic de fân? Eu îmi pun. Că am văzut la am fost la Albin. Da, da. La Albin, cum o dat fân la, a dat așa grămezi fân la oi, câinii dormeau acolo după, adică se pune acolo jos. Ăștia. Vezi mă, deși sunt... Nu, ăștia se mai duc, se mai culcă care sunt legați acolo, turiști între voi... Ăștia mai tare i-am legat că când îi lăsam liberi, îi bătea pe căței aia la alți tineri, că sunt mai bătrâni. Și așa i-am zis că să nu-i bate pe ea, că pe ei o frică. Bă, dar ce mai buni câini? Care sunt de oi? Eu zic că ăștia de pirimeia. Ăștia bălani, când îi vezi noaptea... Nu, cangalul, nu, nimic. Eu zic că nu. Nu dau mult pe ea. La alții numai cangal, că se căs bun la urs. Da, da. Fiecare cu dragostea lui. Alții o cazeni, tot felul. Ăștia de gigani sunt foarte buni. Noi avem mai mulți când bălani. Și ăștia de ăștia ținută timpul, bălani, că ăștia să văd noaptea, știi că e câine, nu știi, zici că e lup, că e urs. Sunt negri, câine negru, așa zic, e concluzie, că câinele negru, că pui la terna, nu știi, dar ce să fugi, la câine sau la... Nu știi ce e, lup, lup, nu știi ce. De mâncare ce le dați acum pe asta? Păi le aduce carne, le aduce granule, le aduce carne, opăritură, le opărim, le mai facem așa ca mămăliga, le dăm. Și dacă aveți bucate... Păi doar le dăm, să mă mulțumim. Mașinăm cu ovăz, cu grâu, cu tot felul le facem. Păi trebuie. Mă, și mâine sunteți tot aici, ziua de Crăciun, nu? Păi ce să facem, dar astea pot să stai singure. Dar nu aveți niciun fel de, nu, vă place, adică nu... Da, nu, nu avem probleme de aici. Dacă nu ne plăcea, nu eram aici, că eram la birouri atunci. Dacă nu ne plăcea, nu poți să-ți prietezi la birouri, trebuie să fie și cineva și la astea. Bună, înțeleptă vorba. Acum știți cum este?
poate dumneavoastră, și dacă ați avea capacitatea la birou, nu v-ar plăcea, că vă place aici, și ceilalți la fel. Eu nu las acolo să mă... Eu n-aș putea să stau în fabrică acolo, într-o fabrică. Pe când ești obișnuit deschis, te bagi într-o hală. Într-o hală să stau, nici eu n-aș. Dar v-ați gândit la pensie ce se va întâmpla? Păi noi ne-am gândit, dar pe amul cât mai putem mișca, să fim ce dă Domnul după aia. Tu puteară și sănătos. Eu povesti la fata mea și fata mea e primeantă, așa și învață foarte bine, te primeantă. Mai cuiva de o parte să ai că ești bătrân. Nu, dar mie nu avem urmași, ne gândim că avem urmași și oară cine să ne grijească la bătrân. Pe ce cum tale ai crescut și ai purtat în școli și așa s-ar grijit și ei un pic dacă ar purtea, nu? Da, păi cum? Cam pe la ce ori le duceți în Saivan? Când se sărează. Când se sărează, le băgăm. Le dăm amul, lăsăm să mână și după aia le dăm apă. În afară de fătat nu e chiar mult de muncă acum, că n-ai de umblat, te duci de acolo un pic încoace, nu? Da, bă, mult. Dar pe ei noi suntem învățați cu munca. Și le facem până le terminăm. Noi suntem învățați, facem să ce e bine. Nu-i... Chiar și le te las. Îți doresc sărbători fericite. Asemenea. Și să ne mai vedem la vară. Prima zi de Crăciun, oricum este tot aici de sus. Da, la vară tot aici sunteți. Da, tot aici, nu mergeți în Archiu, nu? Păi merem, ca să ne schimbăm, mai tracem aici anii după pădure. Păi eu vin și mă plimb cu voi, nu este sănătos să fim. Acolo, pe Arciu, sănătos să fim, păi când putem să fim sănătos, merem înainte, Doamne ferește. Să ai un an fericit, liniștit. Asemenea. Și vă mulțumesc pentru viunchea și să-mi arăți și berbecuții dumitale. Să vezi să nu sară câinii. Lasă aparatul foarte, ai dat. Mere. Mă duc după aia, să vârte înapoi. O să nu feriți. Asta e câinile mai... Bă, nu mai sare pe căței tineri. Și de-aia am legat. De-aia am adus aici așa... Domnul Radu, deci dacă aici nu sunt condiții... Nu, sunt condiții foarte bune. Mă refer și pentru oi, pășune și tot ce vrei tu. Da, și are foarte mult, foarte mult otar. Deci la ora asta nu oricine are cucurusă, nu aibă... Auziți. Dacă vă duc acolo la hală, vă arăt, iese cu cruz. Domnul Radu, cine nu investește, nu are cum să progreseze. Da. Rămâi în loc. Și investește. Eu, de concluzia, că eu văd eu despre mie personal la casă și n-am multe. Cât investești. Foarte multe investiții. Pe pământ, pe sămânță, pe aia, pe aia, pe aia. Ca să scoți și un pic de recunță. Are cele mai multe oi din județ, da? Eu zic că cred că da, domnul Bianu. Nu mai știu care e ăsta, așa să știu, nu știu. S-a așa interesat, pe domnul Bianu îl cunosc de vă... 16 zile, cât am venit, pe la el am ajutat, pe la pătări, pe la... Bă, da, am o întrebare. Toamnă. De ce a separat berbecuții ăștia de ceilalți? Păi bat. Dacă e mare, pe ăștia mici, a, nu ving la mâncare. Ăștia sunt berbecuții mici? Da, ăștia zi. Acum fac un an. Îndată fac un an. Cupim. E bine, cum o patate. În ianuarie, februarie, știi? Sunt frumos, știți de ele, sunt foarte frumos. N-alți, sunt frumos berbecuții. Mă, ciobanul fără botă nu se poate, nu mă. Nu se poate că... nu. Dar care e cel mai bun lemn de botă, mă? Cornul, nu? E corn. Noi mai facem de sânger, alții le fac, zice că mai ușor le ia alun, dar ialul nu-s mai slate, nu-s mai slabă noșe. Lați, țineți botă, nu căziți. Nu, că n-am treabă, doar așa eu am vrut... Da, să nu căziți, cumva, că ești cum e un pic de... Nu, no, e ok. Ăsta e bota de corn? Aia e de sânger. Sânger? Da. Ia un cașule, că e ok, mă descurc, nu te ce să ai pentru mine. Avem boche, numai să aibă ce avea cine să le porte. Mă duc și în rulotă, numai... Nu merge, eu vreau să văd berbecuții ăștia tinerei, că după aia mă duc și eu, vă las liniștit. Mulțumim lui domnul Câmpeanu că ne-a lăsat să filmăm și să venim. Cum să nu, că dar nu-i de ascuns nimic, că n-a venit de ascuns, ce să ascund el. Dânsul este o adevărată enciclopedie, poate să-ți povestească istoria la, în special la oi. Da, avem și nutreț, avem foarte mult și foliată, lucernă. Bă, da, e mai bun nutrețul în foliat? Păi, vezi că cum mai poți, nu, mai ploi, nu-i tătă, că ești care e și uscată și-o înfoliată ca să nu intre apa în ea, să nu, să... Da, se zice că se poate face, știi, ăsta verde, se face în vid, e bun? Da, îl mâncă foarte bine oile. Deci e mai bun decât celălalt. Le place, așa, dar îl mâncă, nu rămâne nimic din el, așa nu mâncă. Zici că mai bine ca ăla care e uscat bine, bine. Foarte, e bun. Păi, nu, tătă duceața aia în el, zama, îți dau oile lapte după el la mie. E bine. Mă, tare draște să-ți fie oile, să stai tu. Bine, eu am venit să filmez, știi? Deci, vedeți, eu am venit să filmez și mă simt bine. Iau aer curat, mă plimb, știi? Apoi voi care stați zi de zi, adică nu... Eu, dacă aș avea posibilitate și să am posibilitate, și aș ține că Domnul Câmpeanu nu-i, dar dacă nu-i posibilitate și eu am fost mai, nu...
Pește care cum, e bine așa cum o da Dumnezeu, e bine. Îți mulțumim cu cât am. E, bă, totdeauna trebuie să fii mulțumit cu cât dacă te ai. Raportezi da. La alții, n-ai cum da. Să fii tu cel mai bun. O să trăiești da. Toată viața că, domne, nu am cum are la Ferrari la 20 de ani. Dau un exemplu. Dacă te raportezi la ce ai avut tu, acum 10 ani, da. Cum ai spus tu că a fost soția bolnavă, da. Acum aș revenit, da. Ești bine, gata. Da, nu. Deci trebuie să te gândești tot timpul ce ai fost tu și cum ești acum. Da, e bine. Dacă ai un pic de progres și ești liniștit, e bine. E gata. Păi e normal, dacă ai, cum ziceți dumneavoastră. Uite, mă, utilaje toate profesionale. Utilaje bune, aia de dus gunoi. E mic, așa se duce, este plugul. Dar duceți gunoaie pe... Păi dă pe râturi, dă pe ăsta. Mă, gunoi, mă. Foarte bun. Nu, aia e greba, acolo se vede remorcile. Și cu tractorul ăsta le faci, de fapt, stai, că ai trei tractoare. Are tractoare și avem și ăsta, cu Fendo, că ăsta ne îmblă mai mult, cu, cum se cheamă, cu... E valabil, că una, două, merge, îmi duce cu cruzul, cu calul până ne vârtim, nu, o te las, eu te las, mere mai uite, că... Imediat. Aici ați bebecuții ăștia da, mici? Da, asta e căruța ta, nu? Căruța mea, azi dimineața am prins iapa la el. Am dus cu cruzul, că trebuie să zicem, nu cărăm cu spatele când avem trăsură aici. Ți-i drag calul, da, mi-e foarte drag. Serios? Nu. Dacă nu mi-a fi drag, mi-e drag animal. N-a numai triaie, ia fata de muntă. Dar tu îi ții, nu? Îi vinzi, nu? Îi mai vingem, dai semi greu iapa. Semi greu? Semi greu, da. Aici avem unul și mai mare, un berlin mai mare, au ceva probleme. Ăștia de becuțe, vă prind vina, vă prind un bec? Nu, ce? Bideța uite, ăsta e cum s-ar sus. Ăsta e ăla mai mare. Nu. Da, e mai bine. Bă, dar de ce ai rondurile astea așa? De ce stau? Astea le pune fânul, aici. Le pune fânul la oile care au fost pe deal, acum e de-a filmat. Când am pus vara, aici era o grămadă de miei, înainte să-i dea. Ține da, și da, miei, nu? Da, o dat miei. Bă, dar se dezvoltă mai bine asta... mielul dacă îl ții închis și dai să mănânce pe stabulație, cum se zice? Se dezvoltă, dar crește de aia nu. Dar uitați-vă, vă putem prinde unul, uitați-vă nu, la greutate. Nu, stai liniștit. Uitați-vă la greutate. Nu, că sus nu îi prinde, uitați-vă de becut. Mă, omule, ăla e berbec mare, nu-i berbecut. Nu, e anul ăsta. Du-l încolo, pe, ăla are și 80 de kg are. Uitați-vă la gura lui. Uitați-vă, filmați aici, uitați-vă. Da. Păi ăsta are 80 da. De kg, mă. E frumos. Lână frumoasă au. Da. Mamă. Ăsta are numai un an, mă. A fost uns, da, acum fac un an. Uitați-vă. Ți-s dragi, mă. Da, mi-e foarte drag. Vezi ăsta câinile stă între ele și păzăște. Nu, că mai e deschis pe aici, poate intra și ceva. Dar intră, de obicei. O cam intrat, să știți. Da? O mai intrat. Anii trecuți am unul. Domnul Radu... Să vă puteți să-i film urmează. Că... De ce e mai bine să-i ții pe stabulație miei se dezvoltă mai bine? Cresc la greutate? E, da, dar ăștia au mai fost afară azi vară. Fost cât au fost cu oile micuți. Deci la anul ăștia vor sta acolo. Da, anul ăștia vor ține locul la ceilalți, nu? Da, bă, nu a oprit domnul Căpeanu mult, numai cam pentru el. Ăștia-s mai tineri. Ia uite cum se bat, mă. Se mai bat, ia, ăștia-s mai tineri. Le place joaca, mă. A, uitați-vă și la ea, uite, pe tineri, cu frumos. Bine, mă, dar sunt... Ia uite cum se bat, mă. Ăla e un miel cu un băgat la mașină. Ia uite. O, mă, bătăușule. Aici le tăiem cucuruzul, uitați-vă, cucuruzul cum ne dă de rămânghie. Cum să lucrească... Ia uite. Stați cu mine, mă. Cum să lucrească dacă le dăm... Le dăm cu cucuruz de rămânghii. Deci ăsta ai făcut un bungăr. Și el curge cu cucuruzul aici și mănâncă. Deci, asta înseamnă la discreție. Da, înseamnă la discreție, pe grijă. Grijă și nu face și la om. Dacă mâncăm, punem pe noi, dacă nu... Na. Domnul Radu... Depinde după fel, după fel, cum e mă. Și animalele astea, zi un soi. Corect. Depinde, că sunt și animale mai mici. Vă mulțumesc pentru că ați fost ghid astăzi. Na. Mulțumim, domnul Câmpeanu, că ne-au primit. Da, cum să nu, dar n-avem de ascuns cu nimica. Și ne mai vedem la... Ăsta e salvanul, băgăm și aici la fata, la fata. Da, ăsta e salvan modern, da. Adică nu... Cât... Da, nu cine poate face un lucru de ăsta. Ce capacitate are? Cât încape în el maxim?
Eu zic în cap cât 1000, așa dacă n-ar fi iesele să dormă. Deci să scoatem iesele să dormă, eu zic 1000 liniștit. În cap. Avem și ăla la mare. Și lege scurcăm. E ok. Pace și multe sărbători, domnul Radu. Doamne ajută-ți la mulți ani, mai bine și un an. Sărbători liniștit. Un an cât mai bun să dea Dumnezeu.